Hai, următor. Tu ce cauți aici, mă? Ce caută și ceilalți? Tu știi câte kilograme are o armă? 7. Da, untul cât are? Mă, moacă, mă. Hai, du-te. Numele? Ciobanu. Pronumele? Mihai. Numele tatălui? Dumneata? Vreau să plec voluntar. Și ce vrei să faci ca voluntar? Să mă duc pe front. Tu, mă? Eu, domnule ofițer. Unde lucrezi? Și mama și tata au fost omorâți de nemți. Vreau să mă duc pe front. Ce să stai? Câți ani ai? 20. Fugi, mă, că n-ai 20. Aproape 20. 19. N-ai tu nici 19. 18. Vreau să spun 17. Ai rude? N-am. 16. Ai tu nici 15. Enache. Vă donați. Dă-i un bon. Hai să mănânci la cercul teritorial. Deci mă duc pe front. Frontul nu-i pentru copii. Ce faci, Mihai? Ce să fac, stau. Văd asta. Ce ai făcut la recrutare? Nimic. M-au respins. Și zău că aș fi vrut să lupt. Poți să lupți și aici. Unde? Să lipesc afișe? Da. Și pe front. Sunt atâția soldați care nu luptă cu arma în mână. Fac mâncare. Eu nu vreau să fiu bucătar. Vorbești prostii. Vino de seară la sediu. Noroc. Salut. Bună ziua, nu vă supărați. Bună ziua. Dumneavoastră sunteți domnul Bobescu? Da, figure. Te pomenești că ai venit să comanzi o pereche de pantofi. Nu, domnule. Îl caut pe Mihai Secoșan. Dar ce ai cu el? Vreau să-i comunic ceva. Spune-mi mie că-i transmis eu. Spuneți-i că l-a căutat Dorel de la UTC. De la ce? De la Uniunea Tineretului Comunist. Spuneți-i să vină diseară în strada Goldiș numărul 4. Bine, o să-i spun. Vă mulțumesc. Măi, Mihai, ia dă-te încoace. Da, domnule maestru. Ascultă, bă, psică. Noi aici facem pantofi, nu politică. Ia, cară-te. Mișcă! Un cap de pod acolo la Debrețin. Mihai! Mihai! Ce s-a întâmplat? De ce n-ai venit aseară? Te-am așteptat. Nu te-a anunțat meșterul? Ba da, m-a anunțat. M-a dat afară. Mi-a spus că el face pantofi, nu politică. Dă-l dracu de capitalist. De seară vii? Nu știu, trebuie să caut ceva de lucru. N-am ce mânca. Tu numai la mâncare te gândești. Dar la ce să mă gândesc? Cum la ce? Toată țara fierbe, toată lumea se agită, se gândește la politică. Și te poți sătura cu politică? Hei, mă, Mihai. Dar ce-ai pățit la mână? Ieri noapte la Fișești ne-au atacat huligani. De ce v-au atacat? Ei, cum de ce? Erau doar țărăniști. Noroc. Unde te grăbești așa? Am o ședință, fulge. Și ce discutați voi acolo? Despre sarcinile imediate ale proletariatului, despre Marx, despre Lenin, despre anti-During. Și pe mine de ce nu mă chemați la ședințe? E pentru că nu ești copt încă. Noroc. Prețurile de azi nu se potrivesc cu alea de ieri și mâine vor fi alte preț. Așa că nu e nevoie să înveți niciun preț pe din afară. Te uiți la carton așa, asta-i tot. Vino cu aia. Ce e asta? Făină. Nu, făină albă, dublu zero. Și aici ce-i? Orez. Nu, orez glasat de import. Și acolo? Stafide. De ce m-ați lovit? Ăsta e examenul de admitere la un magazin de delicatese. De acum încolo, când vei mai băga mâna la stafide, te vei gândi la baston. Capitalist împuțit! Bă! Bă!
Ai spus că mai aduci un băiat. Da, tovarășa Duma, mi-a promis că vine, dar nu știu ce s-a întâmplat. Spuneai? Că vrea să angajeze ucenicul undeva. Cu atât mai mult trebuia să fie cu noi. Ai spus că tatăl de-a lucrat la depo. Da, știu. Hai, mai repede, mai repede, fetelor. De ce n-a venit? Din cauza că m-a văzut cu mâna bandajată. S-o fi speriat. I-am spus că ne-au atacat huligani. Dacă s-a speriat, mai bine că n-a venit. Recoltează. Ai zis că muncim duet. Lucrează solo astăzi. Hai, atacă. Atunci de ce să împărțim banii pe din două? Dacă muncesc numai eu, banii sunt ai mei. Margareta, Mucles, la investiții nu te gândești? Coșul, funie pompieri, automatizare, hat și hat, rulment Skoda, că dacă mă prindeau la demontare, luam 2 ani, cum mă vezi și te văd. Vrei să mă exploatezi, nu? Ai zis tu cuvântul ăsta, îți dau transferul, Margareta! Ia-mă în afară! Hai să trăiești. Uite așa, ocupat? Na. Ce faci, puștule? Păi ce să fac, nu vezi? Stau. Nu vrei să mă ajut? La ce să te ajut? Să strângem florile astea. Nu. Dar ce, te-au angajat la primărie? Eu mă angajam, mă? Am eu moacă de om care se vinde? Nu, frățioare. Ceea ce fac eu acum e cea mai cinstită și cea mai mare afacere în care am intrat vreodată. Știi ce zi a fost azi? Cum să nu? 4 septembrie. Aha. Au plecat voluntari pe front. Hmm? Tu de ce n-ai plecat? Păi eu nu sunt soldat. Și de ce nu te-ai prezentat ca voluntar? Păi am eu moacă. Bă, tu decât să-mi pui atâtea întrebări, mai bine m-ai ajuta. E o afacere, îți spun. Ce fel de afacere? Nu prea ai nas de comerciant. Bă, azi s-au vândut toate florile din oraș. Înțelegi? Mâine nu o să mai găsești pe piață nici măcar o păpărie. Hă? Te autovărăși cu mine, vrei? Nu. Atunci du-te acasă, ce mai stai? Unde? Ce-o fi în mintea ta? Ce zic bătrâni? Au murit în bombardament. De oamenii mai și mor. Dar tu tot dormi undeva, nu? Da, printre dărâmături. Mă înțelegi, eu te-aș lua la... Am o locuință flotantă. Înțelegi? Cum adică? Și dacă nu ești atent, te trezești ori la Timișoara, ori la Oradea. Înțelegi? Da. Adică stau într-un vagon de marfă în gara Triaș. Și nu poți avea încredere în chefereul ăsta. Nu poți! Avea încredere. Auzi? Dar casa voastră e așa de bombardată? Bă, tu, ai lumină? Am o lampă cu gaz. Aprinde-o, că mi-a lovit surloiul. Stai un pic. I-am lovit surloiul. Au! Alo, tu? Gata. Măi, prietene, stai bine. Dar tu probabil că n-ai experiență. Ai idee ce am fost eu în tinerețea mea? Nu. Am amenajat interioare, mă. Bă, tu știi ce se poate face din bordeiul ăsta? Un palat. Nu cred. Două stive de scânduri și un morman de cărămizi. Mila, zdub n-a fost așa de pesimist. Zdub?
Da. Un fel de hotel obligatoriu, cu singura deosebire că la ferestre, în loc de perdele, avea gratii. Tu ai fost închis? De foarte puține ori. Așa e că rău la închisoare? E așa, așa, așa. Ce era nasol? Meniul de dimineață. Ciorbă de chimen cu palme. De ce ai fost închis? Am călcat de crezul 5. Și ăsta ce e? Aia, tu nu cunoști cele 10 porunci. A 5-a sună cam așa. Nu fura. Ești hoț? Ei, hoț am fost. Acum am reprofilat pe flori. Bă, puștule, dacă ești deștept și mă ascult, să știi că noi ajungem departe. Reparăm și casa. Avem nevoie de bani. Dar deocamdată, singura posibilitate nu văd decât florile. Eu le strâng și tu le vinzi. Pe tine nu te întreabă nimeni de autorizație. La 7. Vii? Vin. Să știi că eu am fost la zdub, dar cuvântul meu de onoare, cuvânt de onoare. Și al meu e la fel. Dar trebuie să-mi promiți ceva. Cu dragă inimă, zi. Să nu mai calci niciodată decretul 5. Îți jur. Auzi? Și ca prieten chiar te rog, dacă se mai întâmpla să pun mâna unde nu e voie, chiar te rog să mă denunți. Ai această dezlegare din partea mea. Bate palma. Garofița, 2 lei firul, luați garoape, margarete, flori frumoase, luați, doamnă, margarete, ia garoapa, ia garoapa, garofița, să rămână, doamnă, 8 lei, vă dau, ia garoapa, neamule, ia garoapa, 8 lei, nu-i scump, ia garoapa, garofița, să rămână, mai poftiți. Luați garoape, margarete. Te dai la fund cu florile la... Bă, dar n-am treabă cu poliția. Vremurile sunt tulburi. Păi aia e tulburi, asta e undița și pisica. Eu eram dezbrăcat ieri ca și tine. Iată, și azi fii atent. Sunt un domn. Și de unde, Lover? De la frații Kruger. Ăștia cine mai sunt? Aia cu magazinul de confecții, azi noapte am vizitat. Sunt foarte bine aprovizionați. N-am luat decât 6 costume. N-am avut niciun fel de ajutor, am lucrat de unul singur. De aia te-am căutat pe tine. Și tu chiar vrei să lucrezi cu mine? Da, dar vreau să te mai cizelez. Vreau să... Apropo, cum stai cu mâna? A. Mai e îndemânare? Nu știu, mă, nu știu. Nu știu, n-am mai lucrat de mult. Dar ai sărit. Zic. Vreau să-mi refac viața. E sentimental și tâmpit. Poate. Dar am un prieten, un puști. I-am promis că o să mă îndrept. Ei, și? E, nu e chiar așa. Băiatul e orfan. N-aș vrea să ajungă ca mine. Mă, tu de ce nu te călugărești? Mai gândește-te, te aștept diseară cu răspunsul. Ia garapa, 2 lei firu. Luați garoape, margarete, luați de toate. 2 lei firu, 2 lei firu. Ia garapa, 2 lei firu, doamnă, luați garoape, 2 lei firu. N-ai venit aseară. Păi am fost, dar voi erați plecați la gară. Ia garapa, 2 lei firu. Acolo, de ce n-ai venit? Am fost să mă angajez la un băcan. Și? Nimic. 2 lei firu, doamnă, ia garapa. M-a bătut fără vreo pricină. L-am înjurat și am plecat. Păcat că n-ai venit la gară. A fost tovarășa Duma de la partid. Dacă ai povestea ei de băcani, ar fi putut să-l dea la ziar. Unde te grăbești așa? Pregătim o acțiune de afișaj. Liberalii au aruncat mii de manifeste în cartierul gării. Și noi trebuie să-i contracarăm. Uși de aici, că vezi, știi ce afacere. Numai atât ai vândut? Păi cine e prost să cumpere flori obosite? Sanceacu. Ne pricepem și la comerț. Dar ce vrea puști? A venit să mă cheme la afișaj. Pentru cine? Pentru partid. Pentru comuniști? Da. Păi comuniștii n-au lovele, bă, nu dau nimic. Țărăniștii și liberarii, da, și dau gras. Da, dar ei sunt reacționari. Bă, tu mă sperii cu atâta cultură. Nu contează cine sunt, bă, ci cât dau, câte lovele au. Și partea mea? Ești, bă! Suntem tovară și împărțim frățiște. Nu se poate, jumate-jumate. În seara avem un safir. Mă vizitează un prieten. Tot un golan? Un dombă. Unul care când vrea să îmbrace nu ia un singur costum, ci 6. Hai să-l cunoști. Ei spar geamurile băcanului? Cum se spar geamurile băcanului? Foarte simplu, cum Pietru-i cum, adică el are dreptul să te bată fără ca să pățească nimic? Dacă m-aș duce la partid, aș putea să dau la ziar. Sigur, să-i faci reclamă. Păi dacă îl înjură comuniștii, toți reacționarii se aprovizionează la el. Lasă că-l sancționez eu. Bună ziua!
Cu ce aș putea să vă servesc? Orez aveți? Avem, sigur. Ei, domnul! Glasat de import. Poate asta e? E sigur. Aha. Și la ăsta spui dumneata glasat? Ăsta e orez de import, domnule? Ia să mă duc eu la comisia locală, domnule, să trimită poliția economică la ăsta, spui dumneata glasat? Da, a făcut. Soldații mor de foame pe front și dumneata spui că orezul ăsta e glasat? Da, domnule, te rog, domnule, nu mai... Ia cântărește două ochile, că poate înșel și la cântar, dumneata. Cântar, sigur. Cântărește două ochile acolo. Ajunge un chil. Un chil. Poftim! Văd că la cântar nu înșel. Îți dau un sfat, domnule. Să nu mai spui niciodată că orezul ăsta e glasat. Auzi? E pentru ultima oară când trec cu vedere. Auzi, Wiedersehen! Ei, ce-a zis? A zis că-i pare rău că te-a bătut. Să știi că nu sunt așa de răi capitaliști. Uite, ți-a dat un chil de orez. Glasat. Te sfăgubit. Vrei un șpriț? Nu. Da un sifon. Da, rece. Rece. Marchează două halbe. Da. Guten Tag. Guten. Să treci nea cartof. Ia loc. Am onoarea. Bere? Bine. Ce v-ar place, domnul Lampă? Puterea ursului? Am un cabernet ca sângele. Sau fetească? O jumătate fetească și un sifon. Da. Basta! Te-ai băgat în corset, ai? Sărăzire. Ia solița. Când voi avea odată bani mai mulți, te invit la un restaurant adevărat. Acolo chelnerii au mâinile curate și îți vorbesc frumos. Mai doriți ceva, mesiu? Și dacă le faci așa, îți aduc coniac franțuzesc. Să trăiești. Îl vezi pe ăla din oglindă? Care, ăla de lângă comisar? Mhm. Nu te uita acum ăla cu varcă. Vestitul comisar Potra. A lucrat în poliție. La poliție. Eu n-am avut treabă cu el. Uite așa, îi matea pe comuniști. Și comuniștii nu fac nimic? Mai întâi trebuie să-l prindă. Poate că l-a prins comisarul acum. Fugi, bă, de aici, nu vezi că e ovul lui? N-au bani comuniștii. Carta gras. Tu numai la bani te gândești. La ce-i vrea să mă gândesc? La nemurirea sufletului? Să iau pâine de la gură lucant? N-ar fi rău dacă ai face o faptă bună. Ce faptă bună? Denunță-l. Nu mă băg în politică, bă. Atunci, poate chiar ăsta-l bătea pe tata. De fiecare dată de 1 mai, îl arestau pe tata și venea bătut acasă. Mie îmi spunea că a avut un accident la depou. Vecinii ziceau, vine 1 mai, iar o să-l aresteze pe Secoșani. Mă duc să-l denunț. Mă, băiatule, stai blând. Și ce facem cu florile nevândute? Mă gândești ca un om mare, ce facem? Ceva trebuie să facem. Dacă aș mai avea dexteritate, dacă aș mai avea încredere în degetele mele. Cum să n-ai? Doar sunt ale tale. Da, dar n-am mai lucrat de mult. Un ceasornicar care lucrează la Baruz nu mai poate repara ceasuri. Îi tremură mâinile. Păi ce e ceasornicar? Eu ceasornicar, băi, frate. Artist, am fost artist de mare precizie. Nu știu de ce nu-mi cumpăr un kilogram de nivea să-mi... Îngrijez mâinile. Auzi, puștule? Hai, bă, să-l păcălim pe umflatul ăla. Cum?
tu te apropii de el. Și te uiți pe cer ca și cum ai vedea ceva foarte interesant. Și? Asta e tot. Restul fac eu. Înțelegi? Când se strânge lume multă, o întinzi. Fugi. Nene, nene! Uitați-vă acolo în sus. Drept, drept în sus acolo. Așa, puțin mai la stânga. Puțin la stânga. Sus, sus, sus. Priviți acolo în sus. E, cum nu vedeți, domne? Puțin mai la stânga. E, la ce nu-i mai saș? La bicicleta aia roșie. Bicicleta, în aer? Ce-a căzut, mă? Acolo, o? La dreapta, acolo. Bicicleta e zis. E motocicletă, bă, aia. Drept acolo. Nu e motocicletă, bicicletă? Nu se vede nimic. Acolo sus. M-au șefuit! M-au șefuit! M-au șefuit! Ai că ai fost mare, frate meu, că un adevărat meseriaș. L-am vrăirit pe un flat. Da, dar știi că în timp ce noi îl păcăleam, cineva l-a puzunărit. I-a furat portofelul. Extraordinar, mă, ce oameni, mă. Nu mai poți avea încredere în nimeni, mă. În nimeni, auzi? Și cum i-a șutit lovel? Păi, cum să spun, cineva i-a tăiat haina acolo, mă. Păi, ce profesioniști, auzi? Mai avem, mă, vine de acasă? Nu cred. Servem cartofi. Suzy! Băi, Suzy! Ce faci, mă, lampă, mă? Bă, nu te-am mai văzut! Nu te-am mai văzut! Pe unde-i fost, mă, pe unde-i umblat? La băi. Unde? Borțe, buzi, așcăvază? La Văcărești! La... Auzi, așteaptă-mă tu un colț acolo. La Făcărești? Nisare nu mai este. Puștule. Da. Ce ai zice tu dacă m-aș însura? Treaba ta. Nu-i chiar așa. Căsătorie e o treabă serioasă. E un act social. Ne interesează pe toți și mai ales pe tine. Pe mine de ce? Păi o să stea cu noi. Eu n-am unde să o duc. Vagonul meu o fi acum undeva pe la Constanța. Aici, în orice caz, n-are loc. Cu puțină bunăvoință, da. Și mă rog, cu cine vrei să te însori? Cu doamna cu care am vorbit azi pe stradă. Ce bă, oricum, o femeie la casa omului e aur. Spală, calcă, gătește. Mă tem că pentru ea o să spălăm noi, o să gătim noi și o să călcăm tot noi. Doamna pe care am văzut-o astăzi știe cu totul altceva. Gura! Ce gura? Sunt în casa mea! Bă, tu parcă ai învățat drept, tu, bă, auzi? A dragui pielea pe tine. De unde ai învățat toate astea? De la ăla cu mâna bandajată? De la el altceva am învățat. Ce? Că în curând se va lua totul de la bogați, se va da săracilor. Celor care muncesc. Bună învățătură! Asta zice și Hristos. Ia să vedem noi acum cum îl cheamă pe Păgubaș. Va să zic că tu l-ai furat. Ce cuvinte urâte vă mă deranjează auditiv. Am vrut să știu cum îl cheamă pe un flat. Nu puteam să mă duc aia la el să-l întreb așa, tamnesam. Cum te cheamă, domnule? Suntem oameni de lume. Ce dracu, dar tu de unde să știi că n-ai studiat codul manierelor elegant? Uite și tu ce prost. Ține lovelele împreună cu actele. Vezi? Într-o zi o să cadă pradă unui hot și o să piardă și lovelele și actele. Dacă le-ar ține separat, ar avea pagubă numai jumătate. Îi duci portofelul înapoi. Ce vorbești, mă? Să știi că oamenii proști mă supără tare. Să-l faci pe prostul cu mine, auzi? De unde vrei să-l iau? Citește, scrie în acte. Bă, tu crezi că dacă îl duc o să mulțumească? Aiurea, îi cunosc eu pe un flaț ăștia. O să cheme poliția. Nu mă interesează, îi duci banii înapoi! Ura! Nu ridica tonul, ți-am spus că am urechi sensibile. Te rog foarte mult. Pompiliu Spiridon. Ce nume nasol. Pompiliu Spiridon? Bă, tu știi cine e ăsta? Nu mă interesează. E ăla cu magazinul.
magazinul de uleiuri și lacuri de pe strada Unirii. Păi ăsta are bani cât 4 bănci la un loc, bă, și n-are în portofel decât 2000 de lei. Ce scârțan! Îi duci banii înapoi! Tu să nu faci cu mine pe prost! Nu tu m-ai învățat să iau de la bogat să dau celor săraci? Exact așa am făcut! Mă duc și te reclam la poliție. Tu m-ai sfătuit așa! Nu cred. Mi-ai fost părtaș. Tu știi foarte bine că eu mă țin de cuvânt. Bă, puștule! Care te auzi? Și dacă poți în noaptea asta, să dormi undeva în gar. Oricum, omul se însoară în fiecare noapte. Mișcă! Ocupat. Pentru mine niciodată. Mitic? Ce vrei, domnule? Nu mă recunoști? Pompiliu Spiridon. Uleiuri și lacuri. Strada Unirii. Am fost jefuit, domnule comisar. Și pentru atâta lucru ne deranjezi? Avem treburi mai importante decât furtul unor vopsel. Du-te jos la urgență și anunță-l pe ofițerul de serviciu. Hai! Florica. M-am gândit bine. N-am să te pot ajuta. Te-ai compromis. Ai avut ghinion să lucrezi la politică. Și acum ce să fac? Să dispar. Pentru un timp. Mă rog, că doar n-o să țină povestea asta cât lumea. Și cât o să țină acest pentru un timp? Vezi? Asta e o întrebare mai grea. Nu știu. Îți cauși tu un serviciu mai mic. Dimineața la lucru, seara acasă, până se așează lucrurile. Și dacă nu se așează? Ai avut ghinion. Știi pentru cine am riscat atâta. Da. Dar ai fost și bine plătit pentru asta. Ascultă, am o idee. La casa de corecție, un post de director. E la marginea orașului. Până te uite lume. Uite, dacă vrei, vorbești și cu prefectul. Să-ți iasă numire. Parcă am de ales. Intră. Închide ușa. Ce-i cu dumneavoastră? E al șaselea birou unde sunt trimis. Vă rog să-mi spuneți unde pot să depun o plângere. Despre ce e vorba? Am fost jefuit. Mai întâi numele. Păi nu știu numele. Al dumitale. Pompiliu Spiridon. Uleiul și lacuri. Lacuri e numele de familie? Nu, domnule, e firma. Și ce plângere vrei să faci? Păi v-am mai spus. Am fost jefuit. Mergeam pe strada Bolintineanu. Când un puș de vreo 16 ani se uita în Roșcovan. Domnul Viliac? Da. Păi asta a fost. Am venit să denunț un host de buzunare. Pe ăla care a furat portofelul? Exact. Adică ai venit să te predai? Nu! Până una alta, ești arestat. Eu de ce? O să spună dumnealui. Păi dacă e așa, dumneavoastră o să fiți arestat, pentru că v-am văzut împreună cu fostul domn comisar Potra de la politic, la halta veche. Ține-ți gura! De ce dați în mine? Ia ține-l, domnule, puțin, te învăț eu mintea. Se poate? Intră. Ce? Ce s-a întâmplat? Azi, când am fost la halta veche... Mai rar, mai rar. Când am fost la halta veche să mă întâlnesc cu Potra, cum mi-a spus dumneavoastră, am fost văzut. Și? Cum și? Ne-a văzut cineva. Dacă se află că avem legături cu el, ne arestează pe toți. E urmărit. Cine te-a văzut? Un pușt. Tocmai m-am luat declarație la unul cu uleiuri și lacuri, care a fost jefuit de un pușt. În clipa aia intră puștul pe ușă. Vreau să-l arestez și îmi spune că m-a văzut cu Potra. Ia declarația de la Păgubaș. Unde e puștul pe care ți-l-am dat în primire? Ce primire? M-am mușcat de mână. Și unde e? De unde să știu eu? Alo, ofițerul de servici? Aici Chiriac. Vezi că e un puști în clădire. E unul roșcovan. Închideți porții și dați alarma. Să nu vă scape că dați de dracu. Și dumneavoastră ce stai? Păi ce să fac? Păi dă declarația. Ce declarație? Că ai fost șefuit. Nu mai dau nicio declarație. Sau dai declarația sau te arestăm și pe dumneata. Scrie că ai fost șefuit de un puști, un puști roșcovan.
Ați controlat tot încăperile? Da, domnule comisar. Înseamnă că a părăsit clădirea înainte de alarmă. Căutați adresa. Un gardian spune că locuiește într-o casă bombardată, iar părinții lui au murit a doua zi după plecarea nemților. După eliberare, boule! Învățați să vorbiți politic. Voi vă duceți la depo. Grigore, voi mergeți în strada Bolintineanu, dar aveți grijă. Celălalt, haideți cu mine. Noroc, Mihai. Salut. Îmi pare bine că te văd. Băieți, venim și noi imediat. Nu vin cu voi. Am venit pentru altceva. Cum, nu mergi cu noi? Am treburi mult mai importante. Trebuie să reclam un comisar care a lucrat pe vremuri la politic. Bine, noroc. Salut. Nene. Ai întârziat. Băieții au plecat de 5 minute. Păi n-am treabă cu băieții. Am venit să fac o reclamație. Vino mâine. Nu, vreau să fac o reclamație acum. Mâine nu știu dacă voi mai putea veni. Păi nu-i nimeni în sediu. Păi nici dumneata nu ești? Eu sunt cu pază. Dar încăpățânat mai ești. Hai, intră. Vă mulțumesc foarte mult. Bună seara. Bună seara. Hai, spune ce reclamație ai de făcut. Păi dumneata spune că ești cu pază. Păi ce ar face dacă-s cu paza? Paza o facem prin rotație. Hai, spune sau te duci acasă și te culci. Vă spun. La poliție, unul dintre comisari e... Reacționar, nu? Da. Aha. Poate așa se spune. În orice caz, e împotriva muncitorilor. Nu e singurul comisar care e împotriva muncitorilor. Păi dacă știți totul, eu pot să plec acasă. Mă, dacă răbit mai ești, mă. Pune pe hârtie tot ce știi, te iscălești și ne lași adresa, că așa se procedează. Hai. Ar fi mai bine să ducă la tovarășa Duma. Duma e de serviciu. Da. Hai. Hai cu mine. Cum spuneai că te cheamă? Mihai Secoșan. Ah, da, mi-amintesc. Ne-a vorbit despre tine Dorel Ilieșu. Spune-mi, de ce ai venit? Ce era atât de important să vii în toiul nopții? Am fost la poliție să denunț un hoț de buzunare și au vrut să mă aresteze. Să te aresteze? De ce? Pentru că întâmplător pe comisarul la care am fost, l-am văzut împreună cu fostul comisar Potra de la politic. De unde îl știi tu pe comisarul Potra? Mi-a spus cineva că el este. Și unul ca el îl bătea și pe tata. Cum ai spus că te cheamă Secoșan? Da, doamnă. Dumitru Secoșan a fost tatăl tău? Da, doamnă. A lucrat la depo. Știu. Dacă mă uit bine la tine, semeni cu el. Știi cum îl numeau pe taică tu tovarășii cu care a lucrat în ilegalitate? Nu, doamnă. Omega. Era de o precizie de cronometru. Dacă promitea ceva, puteai fi sigur că se ține de cuvânt. Și eu sunt la fel. După câte mi-amintesc, trebuia să particip la acțiunea de la gară. E, atunci a intervenit ceva. La taică tu n-ai intervenit niciodată nimic. A murit în timpul bombardamentului? Da. Și acum ești singur? Da. De ce n-ai spus asta până acum? Dacă nu m-ați întrebat. Mi-amintesc că prin 33, tatăl tău era omul nostru de legătură cu pichetele de grevă. Tu aveai pe atunci 4 sau 5 ani. O noapte întreagă mi-a vorbit despre tine. Îți spunea Mihăiță, nu-i așa? Da, doamnă. Pe atunci tot Potră l-a arestat. E tot spilcuit? Nu, e îmbrăcat prost și are barbă, doamnă. Nu mai îmi spune doamnă. Bine, doamnă. Îmi pare bine că te-am cunoscut. De fapt, nici nu se putea altfel. Dacă vrei, de mâine poți să vii să te muți la mine. N-aș vrea să vă deranjez. Nu-mi place când un copil spune prostii. Pe băiatul meu îl cunoști? Nu. O să te împaci bine cu el. Și sâmbătă veniți împreună la afișaj, da? Am să vin sigur și eu pot fi Omega. Și îmi dau și cuvântul de onoare. Nu trebuie să-ți dai cuvântul de onoare. Poate să intervină ceva. Nu poate să intervină nimic. Bine. Bună seara. La revedere. Ah!
Soldați, înconjurați clădirea. Da, să treci. E? Să mă mai gândesc. Plus două cerceafuri. Au! Ce surpriză, domnule comisar Chiriac. Numai la dumneavoastră nu ne așteptam. Te cred, mereu să fac surprize. Da. O, ce lume bună! Bonsoir! Sărut bine, domnișoară! Și ce faceți voi aici? Jucam un pocheraș. Un pocheraș în doi, cu domnul Achim. Ați avut plăcerea. Cum să nu? Nu-i așa, domnule Tungsram? Da. Ce ai în mână? Un mic care de aș. O, la voi careule din cinci aș? Închide-o că te pocresc. Ha, s-a făcut curent, iar ne trage. Dacă nu mă înșel, ăsta e portmoneul domnului Spiridon. Da, exact, domnule comisar. Dar am lucrat de pomană, că n-am găsit în el decât 2000 de bibini. Bura! Da... Unde e puștul? Care puști? Ascultă, domnule Lampă, nu mai face pe prostul, că mă superi. Puștul care a furat portmoneul. Ce-a făcut? A furat portmoneul? Auzi, Achime, păi noi n-avem de-a face cu borfași, hă? Nu? Atunci ce cauți aici? Păi, cum să vă spun eu? A, da, eram în voiaj de nuntă. Da, în voiaj de nuntă. Acum eram în tranzit, locuință în Exam. Am văzut rămăturile astea și am zis că eu nu deranjăm pe nimeni. I-am zis lui Achim, Achime, hai să bem aici o cafea. Că e nebunit, e mor după cafea. Zice, dacă mi-o faci, giurgiulie. Giurgiulie a zis o face. Da, da, dacă deranjăm, domnule comisar, noi putem pleca, nu e așa? Mai încolo. Că nici la Astoria cafeaua nu-i zeamă de vază. Dumneata rămâi. Puteți pleca și ca să nu vă rătăciți pe stradă, căutând cafea, luați-o așa din față. O să o recunoașteți. E o dubiță. Ia uși. Hai! Afară! Achime, eu stau în față. Fugi! De ce să fug? Ești prost, puștule. Păcat. Ce plăcere îmi faci că ai venit, urâtule. Da, domnule comisar, se uita în sus. M-am uitat și eu și probabil atunci a operat. Ascultă-mă. Recunoști acest obiect? Da. Și? Ce ai de zis? Că mințiți cu toții. Eu am venit la poliție să vă spun cine este hoțul. Bine. Și atunci de ce ai fugit? Pentru că n-am încredere în dumneavoastră. În poliție n-ai încredere, mă? Mă rog, asta o să discutăm altă dată. Ia spune, cine e hoțul? Omul care stă cu mine. Numele? Lampă. Ăsta nu-i nume, e obiect. Tu, cum te adresezi lui? Cu mă. A, va zică domnul, mă e hoțul. Bravo. Ascultă-mă, mă crezi chiar atât de prost? Nu, prost și necinstit. Cum sunt eu, mă? Necinstit. Ai noroc, ești minor. Mă rog, tot nu o să scapă atât de ușor. Deschide bariera! Suntem de la poliție! Mă, n-auzi? Stai!
Intră! Bună ziua! Bună ziua! Îl caut pe domnul comisar Burlacu. Eu sunt, doamnă. Cu ce aș putea să vă fiu de folos? Vin din partea Comitetului Județean de Partid. Vă rog să luați loc, doamnă. Vă rog, vă ascult. Am vrea să vă cerem ajutorul pentru găsirea unui băiat. Îl cheamă Mihai Secoșan și până ieri a locuit pe strada Ciocârliei 2, o casă bombardată. Știți cumva unde s-a mutat? Dacă știam, nu apelam la dumneavoastră. Da, da. Și când l-ați văzut ultima oară? Azi noapte. A fost la noi și a dat o declarație despre fostul comisar Potra. Poate pe baza acestei declarații l-am putea reține. Știți, am emis și un mandat de arestare. Nu vă dați seama de ce ajutor ne sunteți, doamnă. Da, dar pentru asta ar trebui să-l găsim întâi pe băiat. Poate totuși acasă. Nu. Am trimis pe cineva să verifice și vecinii spun că a fost arestat. Arestat? De cine? După câte știu, în România arestările se fac de către poliție. De asta am venit la dumneavoastră. O să ne interesăm. Deși mă îndoiesc să fi fost ridicat de noi. Ar fi trebuit să știu. O clipă. Alo, alo, registratura? Damian, fii bun, te rog, și spune-mi numele celor arestați aseară. Da, da, aștept. Da. Cine? Gaiță. Îmi pare bine că l-ați prins. Asta e cu crima de la Bator. Da. Suzi ochi mari, nu, femeile nu mă interesează. Da, Lampă. Achim Tungzram. Nae Belciug. Și Gore Balcon. Asta e tot? Bine, mulțumesc. Mulțumesc. Bănuiam, doamnă. Avem treburi mult mai importante decât să arestăm copii. Dar în orice caz, fiți liniștită. Vă vom ajuta să găsiți băiatul. E și în interesul nostru, nu? Mai vreți să-mi spuneți odată numele, doamnă? Mihai Secoșan. Fiul lui Dumitru Secoșan, probabil îl cunoașteți. Un fost ilegalist. Uh-huh. A fost arestat de mai multe ori. Și unde se va anunța, doamnă? La Comitetul Județean de Partid. Asta am reținut. Pe cine anume să anunț? Pe mine. Mă numesc Elena Duma. Îmi pare bine, doamnă, că v-am cunoscut. De fapt, ar fi trebuit să vă spun tovarășe, nu-i așa? Nu e neapărat nevoie. Sper să vă fiu de folos. Bună ziua. Alo. Alo, Manole. Fii atent, mă, băiatule, e foarte important. În niciun act să nu apară numele Roșcovanului. Numai, boule! Mihai Secoșan, să nu apară în acte. Nici măcar în documentul cu care îl trimiți la casa de corecție. Cum să-i spui? Păi inventează un nume și adaugă Roșcovan. Da, da, e foarte important. Cum? Cine v-a dat? Mihai Secoșan? Ascultă, caută-l pe Chiriac și spune că de mâine trece la circulație. Ba nu, chiar de azi! Ce-i cu tine, băiețaș? Nimic. N-am unde să dorm și m-am gândit că aici nu deranjez pe nimeni. Părinții te-o fi căutând și tu? N-am părinți. Dar un loc unde să stai, ai. De ce nu te duci acasă? Acasă mă caută poliția. Vor să scape de mine. Cum să scape de tine? Vor să mă trimită la casa de corecție, ca să nu pot vorbi. Pentru că l-am văzut pe fostul comisar Potra. Ai fost la județena de partid? Am fost. Am vorbit cu tovarășa Duma. Atunci fii liniștit. O cunosc pe tovarășa Duma. N-ai nicio grijă, rezolvă ea.
Du-te acasă la mine. Am și eu 3 copii ca tine. Și unde-s 3, al 4-lea nu mai contează. Strada Florilor, numărul 17. Îmi zice Oprea. Nu uiți, Strada Florilor, 17. N-am să uit. Vă mulțumesc foarte mult. Dacă te aștept. Domnule polițist, vă rog să-mi dați drumul. Sâmbătă trebuie să fiu undeva. Am promis, mi-am dat și cuvântul. După aceea vii și mă predau. Vă rog. Mecherie, vă rog. Hai, deschide, deschide. Poziți. Am adus un client. Văd. Ridică de picioare când vorbești cu mine. Sunt comisar de poliție. Nu scrie niciunde în regulament că trebuie să mă ridic în picioare. Dar chiar dacă ar scrie, eu, domnule comisar, n-am primit salariul de 4 luni de zile. Știți cât de mult e 4 luni? Sau nu vă pricepeți la calendar? Unde e directorul? Nu știu. Cum nu știi? Domnul director, conform regulamentului, nu este obligat să ne comunice unde se află. Bănuiesc că doarme. Trezește-l! Conform regulamentului, nu pot să împărăsesc postul. Dar chiar dacă ar fi stipulat, tot nu m-aș duce. Dacă îl trezesc înainte de ora 11, îmi dă 2 zile de carceră. Îl înregistrez dumneata? Conform regulamentului, da. Numele? Mihai Secoșan. Minte, nu-l cheamă așa. Atunci cum îl cheamă? Dracu mai știe. Ajunge dacă îl treci, zis, urâtul. Conform regulamentului, n-ajunge. De ce, mă rog? Noi restăm oameni fără să-l cunoaștem numele. Dacă nu-i trecut cu numele, nu pot să-i dau de mâncare. Așa scrie în regulament. În ce cameră locuiește directorul vostru? Directorul locuiește în sat. Ești îngrozitor de antipatic. Poate pentru că n-am primit salariul de 4 luni. Îl trec cu râtul. Slavă Domnului că l-ai luat în primire. Îmi dai și o chitanță. Chitanța se eliberează conform regulamentului numai pentru obiecte. Condamnarea? Ce condamnare? Actul de condamnare de la tribunal. Ce crezi, că să vină așa de ușor la o casă de corecție? Ce e, pension? Eu n-am condamnare. Poarta? Nu dați drumul mașinii. Ce dacă-i comisar? Oi, deschide poarta, mă! Ordinul-i să nu deschid! Deschide poarta, mă, imbecilule! Mereți înapoi! Bă, de ce ești imbecil? Dacă mai spui imbecilule, să știi că te împuci. Cine a dat, mă, dispoziție de închidere poarta? Eu, conform regulamentului. Luați și copilul cu dumneavoastră. Cum adică să iau copilul? Ai nebunit? Nu eu, ci aceia care au făcut regulamentul. N-are acte. Și eu, fără sentință judecătorească, nu pot să înregistrez. Bă, da, prost ești, mă. Ești prost. Nu te-aș da salariul un an întreg. Sentința pe drum, vine! Băiatul a spus că n-a fost la tribunal. Te minte! Chin la aici! Domnul director a și fost informat. Personal! De domnul comisar șef Burlacu! Mă, dă drumul la poartă! Alo, poarta? Mașina e liberă. Poftiți, domnule comisar. Bravo!
Ești mic ca un păduche, dar minți ca un om mare. Eu nu vă mint, domnule gardian, iar dumneavoastră credeți ce vreți. Și dacă vreți, nici nu e nevoie să mă înregistrați, pentru că oricum nu stau mult aici. Sâmbătă am treabă în oraș. Măi, urâtule, mă, tu confunzi casa de corecție cu o cabană. De aici încă nimeni n-a plecat înainte de termen. Eu totuși am să plec. Atunci comandă-ți și un drink. Ce-i ghenat de ce s-a întâmplat? I-a venit un nou locatar. Categoria 0. Tu, mă? Eu, domnule. Domnule instructor. Am înțeles, domnule instructor. Tocmai acum te-ai găsit să vii? Am fost adus, domnule. Instructor. Am fost adus, domnule instructor. Ah, avem texte. Ești obul meu. Începând de astăzi, mama ta, al Dumnezeul tău, va fi domnul instructor. Te sfătuiesc să nu-l superi. Zic! Poftim, frumosule! Nu știu încotro să o apuc. Nu știi să te orientezi decât cu busolă, dar după miros poți să te orientezi? Nu, domnule instructor. Am să te învăț eu. În genunchi! Îi lasă marghetul! Vezi că te-ai orientat după miros? Prima ușă. Te pricep la tâmpărie? Nu, domnule instructor. O să te pricep. Zic! Da. Un, doi, un, doi, un. E, acum poți să vorbești. Ce să vorbesc? Cum ce să vorbești? Te prezinți. Așa e obiceiul aici. Spui de unde ești, ce ai făcut, pentru ce ești aici și ce planuri ai. Scaunul! Mai întâi aș vrea să știți că am fost adus aici din greșeală. La fel ca și eu. Ia spune-i, mă. Dacă nu trimiteți lemne la bucătărie, nu mâncați. Cine e pentru dulap? Atacați! Știi să taci? Dacă va fi nevoie. Aici e obligatoriu, alminte nu reziști. Dar de ce nu aruncați lemne neprelucrate? Alea-s luate pe inventar. Dulapurile nu sunt? Cele terminate sunt în inventarul instructorului. Cum e gata unul, preia? De 2 săptămâni de zile se întreabă toată lumea cum reușim să furăm dulapurile. Și cum se poate pleca de aici? Asta întreb tu din prima zi? Eu n-am timp de pierdut. Sâmbătă trebuie să fiu în oraș. Mor copt? Moarte posibil. Tu nu vezi că toți gardienii sunt înarmați? Și crezi că ăștia au curajul să tragă? Bineînțeles. Instructorul! Cine a aruncat cu lemnul în ușă? Oh.
Cine a aruncat cu lemnul în ușă? Eu. Tu? Ai auzit că vin și ai vrut să mă lovești, a? Te-ai orientat. Știți foarte bine că n-am pus-o. În schimb ai texte. Nu o să duce viață prea bună aici. Iar lipsește unul. Vă omor. Vă omor. Unde e? Unde e? Ce anume, domnule instructor? Unu, doi, trei, al patrulea dulap. Ieri, te-a numărat cu toții. Câte dulapuri erau? Trei! Cum trei? Patru, bă! Când ai venit tu aici, câte dulapuri erau? Patru. Hei? Alea trei terminate și acesta la care se lucrează. Bună ziua, domnule director. Efectivul complet, 6 gardieni și 72 delicvenți. Bine, Gennadie. Piciorul? Nu, mulțumesc. Știți, timpul. Altceva? Păi, prefectura poliției ne-a trimis un băiat fără acte. Conform regulamentului, n-avem voie să-l cazăm. Atunci de ce l-ați primit? A insistat domnul comisar șef Burlacu. A lăsat vorbă să-l sunați. Bine, Gennadie. Băiatul, unde-i? Domnul instructor l-a repartizat la atelierul de tâmplărie. Bună ziua, băieți! Stați aici! Cum vă simțiți, băieți? Foarte bine! Foarte bine! Așa. Cine e cel mai vechi dintre voi? Eu, domnule director. Și pentru ce ești aici? Am pus un pumn de zahăr în rezervorul de benzină a unei mașini germane. De ce ai făcut asta, mă? Mi-a spus cineva că dacă pun zahăr, mașina nu mai pornește. Și am vrut să verific. Dar atât ai vrut ca să verifici. Da, am vrut să verific dacă acest principiu este valabil și pentru mașinile germane. Păi ăsta e sabotaj. La fel mi s-a spus și când am fost arestat. Ura! Ar trebui să mă eliberați. Dacă se află că cineva e deținut pentru că a fost împotriva nemților. Păi uite că am aflat și eu și nu se întâmplă nimic. Da, dar... Ura! Ura! Frate, tu? Da, frate meu. De ce ești aici? N-au știut care dintre noi a pus zahăr în benzină și ne-au luat pe amândoi. Și care e cel mai nou aici? Eu. Ia-și-mă la lumină să-ți văd ochii. Răspunsul corect e... Eu, domnule director. Eu sunt ultimul venit, domnule director. De ce ai fost adus aici? Încă nu mi s-a comunicat, domnule director. Nu ți s-a comunicat, dar știi ce ai făcut? Nu foarte precis. Domnule director. Nu foarte precis, domnule director. Am înțeles. N-are sentință judecătorească, dar o va avea. Să rămână? Oricum, voi trebuie să faceți ceva sau trimiteți-mă o științare ca actele. Vin mai târziu. Da, desigur, mie este de ajuns.
pentru un eventual control. Ce anume? Știi multe despre noi. Și despre mine. Nu te neliniști, domnule comisar șef. Aranjezi-o. Și ar fi trebuit să-ți dea drumul până acum. În prima zi după eliberare m-am dus la fostul director. Mi-a promis că îmi rezolvă situația. Se spunea despre el că era criminal de război. Și despre asta nu o să spune la fel. Și cum ți-a venit ideea să pui zahăr în benzină? Așa de capul tău? Nu, eram organizați. Ne-am adunat mai mulți băieți la fabrica de hârtie. Și a venit un om care ne-a spus cu ce am putea ajuta țara. Tipul era un om grozav. Trăiască regele în pace și onor de țară iubitor. Gata! Planton, să nu se mai fure vreun bulap. Executarea. Ce ai țigă, tu nu mănânci? De obicei, miercurea postesc. Am fost pus de planton. Foarte cuvincios să nu fii luat la ochi. Că o să postez și joi și vineri. Nu știu dacă mă înțelegi. Eu vă înțeleg, domnule gardian. Ce cauți aici? Păziți dulapurile. Și de ce sufli? Mănânc aer. Unde duce ușa asta? Pe un coridor înfundat. Nu știi cum acum se poate pleca de aici? Dacă mă dezlegi, am să-ți spun. Ei, cum se poate pleca de aici? Să nu afle că știi de la mine. Spune odată. De aici nu se poate pleca.
Ziut! Te-ai dezlegat, frumușelule? Nu, domnule instructor. Nu fac eu una ca asta. Cunosc regulamentul. Băiatul ăsta m-a dezlegat, ci că în principiu e împotriva pedepselor corporale. Tu, gâlmă! Ai principii. Asta e mai grav decât o evadare. Tu l-ai dezlegat? Eu, domnule instructor. Ia spuneți-mi, băieți, cine poruncește aici? Eu sau urâtul ăsta? Dumneavoastră, domnule instructor. Păi? Auziți, gâlmă, eu poruncesc. Băieți, ia spuneți-mi ce pedeapsă merită urâtul. Să miroase parchetul. Tu ești blând cu el pentru că te-a dezlegat. Parchetul e prea puțin. Altă propunere? Aha. Vă dați cu vinovatul? Vă spun eu pedeapsa. Lopata! Hai să sape o groapă. 2 metri pe 1. Ca în cimitir. 2 metri adâncime, dar exact 2 metri. Da. Ai înțeles? Până nu ești gata, nu primești nimic de mâncare. Ai înțeles, nu? Da, domnule instructor. Zut! Culcarea! Ce ai cu mine? Îmi pare rău că nu te-am nimerit. Nu l-ai rugat omul să te dezlege? Ba da, ba da. Și atunci de ce n-ai avut, mă, curaj să recunoști asta în fața instructorului? De ce, mă? Eu am vrut să fac un banc. Să-l trimiți la groapă, e banc? Te duci imediat și duci ceva de mâncare. Un pulover. Și duci ăsta, că noaptea e frig. Cum se iese acum afară? Nu mă interesează. Îți dau 3 minute de gândire. Dacă nu te duci, te arunc pe fereastră. Se vor găsi destui care să spună că ai căzut. Hei, cum te simți ca gropar? Dacă ai venit să-ți bagi joc de mine, îți dau cu casma în cap. Nu face pe grozavul, nu stă bine. Ți-e foame? Nu. Eu totuși ți-am adus ceva de mâncare și ți-am adus să te îmbraci, un pulover. Nu mi-e frig. Cu mâncarea pe care o primim aici, nu prea avem rezistență. Directorul vechi ne fura 10 lei la fiecare porție de mâncare. Ăsta nou, 15. Și de ce nu o reclamați? Cui? Celor care vin în inspecție. Nu vine nimeni în inspecție. Uite, vezi? Tocmai de aceea vreau eu ca să plec, să mă duc să-i reclam la județeana de partid. Tu parcă vrei să pleci înainte să știi toate astea. Da, dar acum am un motiv în plus. Ce faci acolo, mea? Sau, domnule comisar. Ia vino aici. Ascultă, puștăre. Eu nu sunt comisar, eu sunt directorul casei de corecție. Și comisar sau fost comisar? Și câte să rămâi în casa de corecție? Până să-ți pierzi memoria. De ce să fac groaba asta? Mi-a ordonat domnul instructor. N-ai înțeles bine. O acoperi repede. Cine a mai văzut să sape o groapă în curtea unei instituții? O acoperi, înțeles? Dar așa încât să nu se vadă că a fost zăpată vreuna. Înțeles? Am înțeles, domnule comisar. Știi de ce s-am dat palma asta? Pentru că v-am spus, comisar. Exact. Asta știi de ce ți-am dat-o? Nu, domnule comisar. Pentru că să fac groapa. Și asta? Asta, pentru că nu-ți faci mințile în cap.
De unde e bucata aia de pâine? Din groapă. Atunci. Așa proaspătă? În pământ nu este decât pâine proaspătă. Și a spus că știe totul despre domnul director. Și despre mine ce a zis? Că sunteți unealta dumnealui. Așa a zis? Da, așa. Acum ce are de gând să facă? A spus că vrea să fugă. Asta nu e rău. Da. Unde e groapa? A fost aici. 2x1 și adâncă de 2 metri, așa cum mi-a sporuncit. Și? De ce ai stupat-o? Mi-a ordonat domnul director. Și cu ăla ce? Pământ. De unde? Din groapă. Și de ce nu l-ai pus la loc? N-am mai încăput. Cum n-am încăput? N-ai spus că l-ai scos din groapă? Dar n-am mai încăput. Bă, dacă vede domnul director, să știi că-ți mușcă urechile. Îți dau un sfat. În groapă pământul rămas. Unde? A, cum unde? Nu voi mai prost tu. Mai stă pe groapă și în groapă pământul rămas. Și ce fac cu pământul care va rămâne din a doua groapă? Să nu rămână. Nu se poate. A, mai stă pe groapă. Bă, urâtule, tu crezi că ai venit aici la pension? Miroase pământul. Știți, domnule instructor, de ce sunt eu aici? Pentru că știu că domnul director Potra a fost comisar. Criminal de război. Mă, te-a căzut gura, mă. Eu zic că nu e rău să mă ascultați. Și ceea ce știu despre domnul Potra știe și județeana de partid. Cine? Ați auzit foarte bine. Județeana de partid. Și mai știu că am fost adus aici. Credeți că n-or să mă caute? De ce credeți că n-am fost trecută în registrele casei de corecție? Toți copiii știu că la 6 verze pentru 73 de deținuți. Restul banilor pentru mâncare unde sunt? Dumneata cât ai la sută? Eu? Eu, mă? Eu n-am luat nimic, uite. Asta va trebui dovedit. Nu vreți să miros pământul? Miroase ce vrei. Pe mine nu mă interesează. Ce șmeau ai acolo? Mult aici. O să fugă ca și celălalt sau va fi arestat. Dar de ce să lăsăm să ne fure până atunci? Să-i spunem să nu ne fure? Nu, să-l obligăm să nu fure. Cum? Să refuzăm masa. Pun pariu că o să se sperie. Adică să nu mâncăm de bună voie? Da. Numai cine vrea. O zi, două, nu o să murim de foame. Cine pentru propunerea lui Mihai? Foarte bine. Sunt slab că au făcut greva foame, nu că nu au avut ce mânca. Și credeți că nu se vorbească la prima inspecție? Ce crezi că mai mult crede decât noi? Le trântesc un raport. Ei, dumneavoastră, domnule Potra, una scris și alta gândiți. Păi cum ai vrea? Că să schimbă lucrurile fluier la comandă. Hai. Dacă vin în control de la județeana de partid. Și ce se caute aici județeana de partid? Eu nu mă amestec, dar copiii spun că ați fost comisar și la anchetă îi băteați pe comuniști. Stai jos. Care din copii spune asta? Păi, toți. Stai jos, mă.
Din prima clipă ar fi trebuit să-l băgați în speriez pe Secoșana asta. Și ce mai aflat? Băieții vor să trimită o depeșă la județeană. Mi-e frică să le spun să mai miroase parchetul. Dacă vine un control, luăm câte 5 ani. Știți cât costă mâncarea unui copil? 4 lei. Și statul alocă 19. Eu, din aia 5 pe care rămân, n-am luat niciun franc. Atelierele nu funcționează. Au dispărut și banii și materiile prime și nici de ăștia n-au luat niciun franc. Ce o să spuneți dacă vă întreabă de materiile prime? Că e război. E... O să ne judece după legile războiului. Curtea marțială. Începând de azi, eu nu mai mă bag nimic. Ce program ordonați pentru azi? Niciun program. Și dacă tocmai azi, pică inspecția. Băiatul ăsta i-a molisit pe toți? A spus că vrea să evadeze. Poate n-ar fi rău să-i pregătești evadare. Ai stețule, fii pe fază. După regulament, n-avem voie să tragem decât în picioare. Parcă toți gardienii sunt trecători de elită. Ai greșit, Sintă, ce dragă. Altfel o încurcăm mai și o încurci și tu. Iar în legătură cu cât ai primit și cât mai ai de primit, o să discutăm noi. Du-te. Trebuie să le spui totul. Nu vă faceți griji, am să-i demasc. Pe Potra. Mai ales pe el. Nu te sfătuiesc să te duci, am să-ți arăt de ce ia vinova. Crezi că mă tem? Privește, parcă ar fi avertizați. N-are importanță, trebuie să mă duc. Tu nu vii? Nu, aștept un răspuns. După eliberare am mis o scrisoare la partid. Aștept răspunsul. Nu se poate să vină și să nu mă găsească aici, înțelegi? Ai dreptate. Și e chiar mai bine dacă rămâi. Dacă mi se întâmplă ceva, tu știi totul. Când te eliberezi, o cauți pe tovar și abduma de la partid. Îi spui că de aceea mi-a evadat ca să mă pot ține de cuvânt. Să fiu punctual ca un ceas. Așa cum era și Omega. Am plecat să vă demasc. Dracu. Alo! Să se dea alarmă! Thank you.
Nicolae Daraban. Prezent. Gheorghe Vărzaru. Prezent. Maria Cefan. Prezent. Iulia Gomboș. Prezent. Ion Barta. Aici. Irina Sima. Aici. Ion Mioc. Prezent. Vasile Cerbu. Prezent. Mihai Secoșan. Prezent.